Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Domnule Alexandru, cum vă spun prietenii? Opincaru sau barbos? Deci dumneavoastră de meserie sunteți opincar. Da, acest meșteșug de opincărit face parte din viața mea. Eu îl duc mai departe din respect față de strămoșii noștri. Trebuie să fie cineva care să ducă mai departe, că dacă eu nu, altul nu, atunci dispare tradiția, pentru că poporul fără tradiții își pierde identitatea. Ce îmi puteți spune despre frumosul porc pe care... Păi să vă spun, recuzita o aveam acasă pentru că eu sunt invitat la evenimente medievale. Și am făcut legătura între rețetă și l-am asociat cu acest costum și cu steagul dacic și cu lancia. Am pileusul acesta care e din postav, am acest ciol și cu blana aceasta de miel, ciorecii am, o pinceam și mai am aici cornul cu care să bea. Mai sunt oameni sensibili la tradiție în ziua de astăzi? Or fi, dar noi cunoaștem. Sunteți foarte simpatic. Nu sunt, eu spun ce gândesc, eu îmi exprim gândurile. V-am văzut, m-am bucurat, m-am simțit tânăr. Acum ce să zic mai departe? Sunteți foarte drăguț. V-am spus, înfiați-mă. S-aude aici tare? S-aude. Că v-am făcut și complimente și e motiv de divorț. Haideți, că sunt sigură că... Ei mai puneți pe dâns și mărturi, mai pățim alte belele. Emoții n-am că... Dacă am avut eu de-a face cu prinți, cu ambasadori, cu președinți de state, în seara aceasta am să gătesc urdă prăjită cu cârnăciori, jumări și cu mămăliguță. Pe unde am mai mers și am întrebat, nu știa nimeni de această rețetă. Și m-am gândit că să o promovăm. E o rețetă după vremea dacilor. Eu știu să mai fac și alte feluri de mâncare. Dar am zis să merg pe lucruri simple. Pentru că dacii în viața de zi cu zi n-aveau mâncăruri sofisticate. Nu? La sărbătoare făceau câte un taur, câte un berbec, dar cei bogați, cei sărași mâncau ce pregătesc eu. Sunt jumări făcute de la garniță. De mine, păi normal, sunt făcute în casă. Ia uitați. Eu particip la mai multe evenimente culturale, respectiv șezători, ateliere, tabere de copii, iar la tineret, ca să îi introduc în atmosferă, le explic că opinca este bunicul Adidasului. Și în felul acesta îi apropii mai mult de mine. Ca să fac o pereche de opinci, durează o jumătate de zi. De când eram mic, la 5-6 ani, am început să realizez ceea ce face taică-meu, că tot îl auzeam bocănind în casă și nu știam ce face, dar pe urmă am înțeles că face niște încălțăminte. Și toată comunitatea venea la tata să-i lucreze opinci, dar nu le cerea bani. Poate aducea o sticlă cu lapte sau o vorbă bună. Se scula dimineața cam pe la 4 și până răsărea soarele era gata perechea de opinci. Și când era ziua, începea ziua de muncă în treburile gospodărești. Deci eu am prins acea perioadă când se transmitea de la tată la fiu. Și cam la 6 ani, dar la nivel de copil, am încercat și să fac o pereche de opinii. Pe urmă, cu timpul, tot am mai confecționat, pe urmă am mers în armată, acolo le făceam opinii la colegii de arme din acelea breloc, le puneau la chei. Opincari mai sunt și învăț în continuare, dar fiecare care mai sunt facă pe zona lor. Această opincă e confecționată din piele de vită. E o opincă mocănească. O punem așa, o înfășurăm peste picior, ia uitați. Și acum, normal, piciorul se pune jos. Uitați, se pune jos, dar eu fac așa. Îl punem aici și la această opincă, nu i-am mai făcut vârzog aici, i-am dat o gaură, pentru că e material mai gros și uite, îi ținem vârful așa. Vârful se numește gurgui. Așa se numește la opincă. Și tehnica de lucru se numește îngurzit. Uite. Și asta de ne-am legat se numește nojiță. Eu lucrez opinci cu o nojiță. Mai sunt prima Mureș care fac cu două nojițe. Despre opincile din fier, noi știam numai din bazmele lui Petre Ispirescu, dar a existat, o purtau fierarii. Opinca de tablă o purta fierarul pentru că acolo unde lucra cu foc, la cuptor sau la forje, mai cădea foc aprins. Și dacă ar fi avut o pinci din piele de porc, călca pe jar și s-ar dea el,
ce s-a gândit să-și facă din tablă. Se purtau și opinți din coajă de copac, respectiv din tei. Am o opincă din roată de motocicletă din al doilea război mondial. Cine mi-a tot spus, taică-meu a confecționat-o pe linia de front. Au avut o motocicletă captură de război și i-au luat roțile. Nu există diferență între opinca bărbătească și cea femească. Există diferența între opinca din piciorul stâng și opinca din piciorul drept. Când sunt încălțat în opinci, sunt în pielea mea și sunt eu. Ies în lume încălțat în opinci. Tuciul acesta cere să punem niște lapte la fiert. Ia uitați. Păi e bun, așa se mănâncă. Ne amintim de copilărie. Și vreau să pun și o pereche de opincuțe lângă cana de vin. Am cânt-o din lut, am vin de buturugă. Aș fi bucuros dacă ar fi apreciat acest produs, această rețetă. Sub cană pun din cânepă un fel de șervețel și pun aromă de busuioc ca să gândească pozitiv când or juriza conținutul. Bine v-am găsit, frații mei! Poftă bună! Opa, domnule! Mamă, pe perechi, băi! Frumos! Ia să vedem, mă! Mencor și desert! De așa, dacă ăsta e ștergar, e pe românește. Dacă e pe bambus, e pe asiatic. E ștergar, bă! Bă, pânza asta... Așa, de daci țărănesc. Aici e șef la pahare și aici e șef la... Băi, facem și noi un pariu, mai facem și noi un pariu de ceva? Băi, eu zic că e daci. Eu cred că înăuntru în astea sunt două mini-magazine de spice-uri. Bun. Băi, eu zic că este vechi dacic pe vremea. Ai grijă când spui dacic. Hai, pe ce facem pariu? Să deci, bem tot ce aici. Dacă eu câștig... Bem tot. Shot. Shot. Ce ești nebun. Shot. Dacă eu câștig, nu-ți colorez statuia, nu-i fac nimic. De asta nu se apropie. Ba da, s-o crezi tu. Statuia asta vine din sezonul trecut. Băi, dacă vine din sezonul trecut, dă-o afară, bă, că a trecut sezonul. Asta este menirea ei, să stea aici frumos, liniștită, fără nu, să vă deranjezi. N-ai voie să te atingi de ce. Dacă vrei ceva, trebuie să câștigi. Deci n-ai voie cu ou, nu. Ba da. De ea nu se apropie nimic, nu. Hai mă, grasule, o perucă, ne lasă-i pune și noi o mască, că e COVID. Fără să vă văd. Așa. Dar n-aveți voie să o mângiți. Să nu o mângim, nu-i facem nimic. Nu-i faci nimic. Bă, nu-i dau cu ruși, nu fac prostii. O aranjăm așa. O transformăm într-un pirat și gata. Lasă, bă, că ochelarii pun eu acum. Vrei să-i pun ochelarii? Nu vreau, vreau să gustăm mâncarea asta odată. Hai odată, că mi-e foame. Cătăline, ce ai zis că e? Ai zis că miroase a uzu. Deci grăcește? Da. Sau e în Irak. Deci fii atent. Hai. Trei concurenți trebuie să stea statuia cumva... Cu spatele? Bătrâne, mult vorbești. Da? Mult, prea mult, prea mult, prea mult. Uite de capul. Vai de capul meu. Am nimerit-o. Hai, n-ai nimerit nimic. Ba, da. Uite, o să vezi. Uite-te aici. Ai două chestii dacice. Pleacă, ieși acasă. Roșia și asta pe vremea dacilor nu exista în România. De ce ești pricinos așa? Nu sunt pricinos. Bă, de ce ești pricinos așa? Nu cu daci. De ce ești pricinos așa? Hai noroc. Nu, asta nu. E pe vremea dacilor. Da. Păi și nu sta acolo? Nu e, băi, roșie, bă, nu sunt n-ai acolo. Fă-ți cercei. Hello, 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 hello. Ia, mă, ce avem aici? Hai să vedem. Lapte cu mămăligă. Nu mi-a plăcut niciodată lapte cu mămăligă. Da, mă, dacă avea și dulceață, era bun. Bă, dar ce miroase așa, anason? E ceva, anason sau anason? Anason. Dar de unde vine mirosul de uzo? Nu știu, bă, dar și mie bine de mor. E de la șervet. Sper că mi-ați mai lăsat și mie ceva. Bineînțeles. De când ai mai mâncat lapte cu mămăligă? Da, de când eram copil. Exact. Ia. Obișnuia mamaia, bunica mea, când făcea mămăliga, să pună lapte în ceaun. Ca după ce răsturna mămăliga, punea lapte în ceaun bătut sau dulce și noi râcâiam coaja toată de pe... Toată coaja da. Și cârnați. Cu mămăliga, da. Se rămâna pentru masă. Mai aveți ceva pe acolo? De șuruci. Lapte cu mămăligă. Ha. Știi, mi se pare interesant. Mamă, cât de bine miroase! Anason. Vezi? Gata? Băi!
Ai zis bine, mă, cu dac. Am zis bine, bă. Bine v-am găsit, frații mei. Na, ia-o pas. Bine ați venit. Are și steagul cu el, bă. Da. Sănătate. Am venit să ciocnim o cupă de vin. Sănătate și fericire. Foarte tare. Mai zi, mă, mai dac de atâta ce vrei, mă. Cine a câștigat, Florin? Tu ai câștigat. Nu, mă, termină cu glumele. Ah, mă. Băi, e dac. Adică nu umblă cu CPQR. Dar și eu sunt dac. Ce numai ele? Toți suntem frați daci. Da, corect. De unde veniți? Comuna Orlești, județul Vâlcea. Și opincuțele sunt brandul meșteșugului meu. Pentru că eu promovez confecționatul opincilor. Opinci? Da, la muzee, la centre culturale, peste tot. Faceți opinci ca pe vremuri? Da. La Muzeul Dimitrie Gusti sunt invitat de onoare la toate evenimentele. Plus la primiri oficiale. A primit opinci de la mine prințul Charles. Wow! Președintele Franței Macron cu soția. Wow, bun. Frumos! Le-ați făcut opinci de-astea cadou sau pe numărul 1? Normale, pe numărul dânșilor. Aaaa! Era Macron, uite, stătea numai așa, intrase într-o tranșe. Dom'le, nu-l mai puteam scoate, mă gândeam, mă, ce dracu-i făcu eu la omul ăsta? Pe cuvântul meu a stat un minut, în fața mea numai așa făcea. Adică atât de sensibil a fost la tradiții, că nu-mi venea să cred. Nu m-a interesat problema mea personală, m-a interesat că am promovat tradiția la nivel înalt. Tot globul era cu ochii pe vizita și cred că am și reușit până la urmă. După vizita prințului Charles, la două zile, eram la muzeul satului Dimitrie Gusti și a venit o familie de tineri și tot îmi explicau, făceau niște semne, unei știind engleză, nu înțelegeam. Și a venit un domn care știa engleză și zice, știi ce au spus? Că dânsii au venit din Anglia cu avionul într-o excursie la noi în țară și că în Anglia, pe prima pagină, e prințul Charles cu dumneavoastră când i-ați oferit opincile și că ar fi onorat dacă ați vrea să faceți o poză cu dumnealor. Și gândiți-vă, dumneavoastră, satisfacție mai mare ca asta nu poți să-ți dorești, că nu că te faci tu cunoscut. Transmiți un mesaj că românii mai au tradiții. Opinca are o reclamă, se spune că opinca face piciorul frumos și vă scapă de varice. Da, de ce? De ce? Păi avem legătura cu pământul, pentru că noi cu cauciucul și cu adidas și ce avem, suntem izolați și suntem toxici, că avem nocive în noi, tot felul de energii negative, păcă cu pământul se împământează. Și opinca face legătura între pământ și om? Da, pentru că e naturală, e piele, e ca și când a merge desculț. Dacă aș vrea să port opinci, să le port și vara și iarna. Să vă spun, da. Țăranii nu purtau opinci vara pentru că nu își permiteau. Le purtau în sezon, de când se lua zăpada, până da bruma mergeau desculți. Și femeile între ele se mai certau și spunea, tu nu vezi ce muncită ești, că-ți cântă greierul în călcâie. Atât de mult se crăpa călcâiul, încât putea să intre un greiere. Eu aș vrea să port opinci. Vă prinde clienți și rezolvăm. Ok. Bine, pe, la Dimitrie Gusti la muzeu azi. Da, când sunt evenimente, la toate. Iar steagul dacic l-ați făcut dumneavoastră? Hai să vă zic. Capul mi l-a făcut un templar. Cred că dacă ne-am apucat, îl facem și noi. Și restul, coada, am luat burlanda la de hotă de aerisire. Da. La coadă l-am tăiat cu foarte, că l-am cu bandă izolieră, l-am adunat. Și felul ăsta a ieșit forma. Am dat cu perlandez și cu fâșii de cânepă. După ce am terminat asta, am dat cu lac de, din alea de cabane. Și pe urmă era treaba cu inelele. M-am gândit câte să pun și am întrebat pe cineva. Câte să pun? Ceva pune 4, că sunt 4 anotimpuri. Și așa am făcut. Nu am ajuns încă atât de dacofil, dar să știți că port de fiecare dată ceva. Ăsta e, de exemplu, are lupul dacic aici. Da. Întotdeauna să-mi aduc aminte că sunt dac. Bine.